Bună copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești. Stele, Geneza 1 cu 16. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume, luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Te-ai uitat vreodată noaptea la cer? Stelele sunt foarte frumoase, mai ales atunci când scânteiază. Ele sunt atât de departe încât par foarte mici. În realitate, ele sunt foarte mari. Iisus a creat stelele pentru ca noi să ne bucurăm de ele. Dar stelele fac mai mult decât să arate drăguț. Soarele care răsare în fiecare zi peste lumea noastră este o stea. El încălzește lumea. El dă lumină pe timp de zi. Soarele ne ajută să numărăm zilele. De fiecare dată când soarele apune, trece o zi. Și stelele au rolul lor. Ele luminează noaptea pentru ca oamenii să vadă mai bine. Dacă nu ar fi nicio stea pe cer, nopțile ar fi mult mai întunecate. Stelele îi ajută pe călători să știe în ce direcție trebuie să meargă. Steaua Nordului, de pildă, a fost întotdeauna o stea importantă pentru oamenii care navigau pe mare. Marinarii foloseau Steaua Nordului ca să afle încotro este Nordul. În acest fel, ei nu se rătăceau. Magii care l-au vizitat pe Iisus cunoșteau stelele care erau de obicei pe cer. Iată de ce au observat atât de repede steaua cea nouă și strălucitoare. Iisus vorbește cu noi în multe feluri. El le-a trimis magilor un mesaj important prin intermediul stelelor. El ne trimite și nouă mesaje prin intermediul soarelui și al stelelor. Mesajul său este acela că ne iubește. Îl iubești și tu pe Iisus? Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!